Dragi telespectatori, episodul de față este unul special pentru că vom căuta să răspundem la o întrebare specială pe care mulți oameni de bine din întreaga lume și-o pun. Și anume, ce se petrece cu persecutarea tot mai multor creștini în zilele noastre? Ei bine, ceea ce se întâmplă putem găsi și în unele articole din presa laică, și anume, asistăm la o globalizare a persecuției creștinilor pe mapa mond. Și acest lucru nu-l afirm eu sau nu-l afirmăm noi de la acest post de televiziune, ci îl afirmă presa și oameni prestigioși. Vom cita pentru început din articolul intitulat Agenda 2015, globalizarea persecuției împotriva creștinilor, apărut în ziarul Adevărul, varianta online, la 9 aprilie 2015, sub semnătura domnului Cristian Unteanu, articol existent și pe blogul domniei sale. Citat deci, e vorba despre o realitate tragică, într-atât de importantă, încât analiștii specializați în descifrarea tendințelor geostrategice vorbesc acum despre un fenomen global, în continuă agravare și extensie geografică. La aceasta se referă un raport recent realizat de organizația Port Uvert, se intitulează Indicele Mondial al Persecuției, Persecuția Creștinilor în Lume 2015. Nu sunt multe de comentat, important, cred, este să încercăm să redăm datele esențiale conținute în acest document. În consecință, în cele ce urmează, cităm din documentul respectiv, ni se spune. Persecuția se caracterizează prin două tipuri de violență. Violența bruscă, fizică și materială, adesea este cea mai evidentă deoarece este posibil de redat în cifre și este spectaculoasă. Violența rezultată din oprimare ca urmare a respingerii, discriminării, excluziunii, trimiterii la închisoare, ca fenomene care fac parte din cotidian. Afectează toate domeniile vieții creștinilor. Viața privată, viața de familie, socială, civilă și cea de cult. Este mai puțin vizibilă decât cea din tâi, dar adesea are impactul cel mai nefast asupra unei minorități. Pentru prima oară, trei țări intră în zona neagră a indexului. Persecuția se amplifică și cel mai înalt punct pare să nu fie niciodată atins. Începând cu 2002, Coreea de Nord se afla pe locul 1 în indexul mondial al persecuției, totalizând de fiecare dată peste 86 de puncte pe o scară de 100 de puncte. Acum a ajuns la 92 de puncte, urmată îndeaproape de Somalia, 90 de puncte, și de Irak, 86 de puncte. Persecuția este pe 4 continente, Africa, Asia, America, Europa, chiar în țări unde majoritatea populației este creștină. Principala amenințare, extremismul islamic. Din cele 10 țări unde creștinii sunt supuși celor mai multe violențe, 8 cunosc acum un fenomen de profundă radicalizare islamică. Nigeria, Irak, Siria, Republica Centrafricană, Sudan, Pakistan, Egipt, Kenya, Myanmar și Mexic. Crește numărul creștinilor alungați de la casele lor. Alții fug din calea persecuțiilor, în acest moment existând un flux fără precedent de refugiați și migranți interni care trăiesc în condiții de sărăcie extremă. În Siria, 40% din populația creștină a părăsit deja țara. Înainte de război erau recenzați 1,8 milioane de creștini, acum au plecat peste 700 de mii. Din vara trecută, în Irak au fost deplasați peste 10.000 de creștini și 5.000 de familii creștine au emigrat. Anul trecut, în 2014, cel puțin 4.344 de creștini au fost uciși din cauza religiei pe care o profesau, de două ori mai mult decât în 2013, când au fost 2.123 de victime, și în creștere față de 2012, când au fost 1.201 victime. În Nigeria au avut loc cele mai multe masacre. Au fost uciși 2.484 de oameni, cifră multiplicată de 4 ori față de nivelul anului precedent. În 2014, un număr de cel puțin 1.062 de lăcașuri de cult creștine au fost atacate în scopul de a fi distruse sau de a se provoca daune într-atât de importante încât să fie nevoie să fie abandonate sau închise. Și încheiem citatul din articolul din Adevărul.
Ne oprim aici pentru că, cu acest citat, pentru că lucrurile sunt destul de clare, deși sunt prea puțin conștientizate și ceea ce facem noi este și un act de conștientizare pentru a ne ruga și pentru a ține aproape de frații noștri de credință. Dar vom aduce în discuție un alt material în legătură cu ceea ce se întâmplă în lume. Pentru că rabinul Jonathan Cahn din SUA a adresat în cadrul unui forum al Națiunilor Unite un mesaj prin care a lansat un avertisment alarmant. Nu vă faceți vinovat de un alt holocaust. Rabinul Jonathan Cahn, autor al cărților bestseller de The Harbinger, Crainicul sau Vestitorul și The Mystery of the Shemita, Misterul Shemitei, s-a adresat Națiunilor Unite în urmă cu câteva săptămâni privitor la persecuția creștinilor care se înrăutățește tot mai mult în Orientul Mijlociu și în alte părți ale lumii. El este rabinul senior de la Beth Israel Worship Center din Wayne, New Jersey. A fost invitat împreună cu alți lideri evrei și creștini, oameni de afaceri și înalți funcționari militari, să vorbească la conferința intitulată, în limba română, Persecuția creștinilor în toată lumea, o amenințare pentru pacea și securitatea internațională. Discursul lui Jonathan Cahn, pe care îl vom prezenta integral în continuare, este intitulat Strigătele lui Mesia. Să urmărim acest discurs dramatic și vom afla că este responsabilitatea tuturor oamenilor de bine din lume să ia aminte și să facă ceea ce se poate face pentru stăvilirea acestui nou genocid. Vom prezenta cuvântarea. Suntem în aprilie 2015. În urmă cu 70 de ani, într-o primăvară ca aceasta, lagărele de concentrare ale celui de-al treilea Reich au fost eliberate. După eliberare, aliații i-au obligat pe localnicii din apropiere să intre în lagăre, ca să vadă cu ochii lor profunzimea inimaginabilă a ororii pe care naziștii au produs-o. Dar pentru majoritatea celor care locuiau în acele localități din jurul lagărelor și pentru întreaga Germanie, starea din lagăre nu i-a luat prin surprindere. Era bine știut că evreii erau persecutați și duși în vagoane ca animalele spre lagărele de concentrare, unde oroarea și probabil moartea îi așteptau. Ei știau asta, dar nu au făcut nimic ca să oprească teroarea. Ei înșiși nu se aflau în pericol. Pentru ce să-și riște comoditatea, securitatea și bunăstarea pentru aceia care erau evrei? Dar când au trebuit să intre în lagăre în primăvara anului 1945, s-au văzut obligați nu doar să facă față răutății lui Hitler și a nazismului, ci și răutății lor. Pentru că în cele din urmă, vinovăția a fost și caracteristica lor fundamentală. Fără complicitatea tăcerii lor, fără păcatul lor de omitere și al urmării interesului propriu, asasinatul masiv a 6 milioane de evrei, bărbați, femei și copii, nu ar fi avut loc. În 1946, în acest oraș, unde a fost convocată această reuniune, New York, o tânără numită Kitty Genovese se apropia de ușa apartamentului când a fost atacată de un bărbat înarmat cu un cuțit. Tânăra a fost maltratată brutal timp de aproximativ o jumătate de oră. Cel puțin 12 persoane au auzit strigătele fetei sau au văzut o parte din atac în timpul acestor 30 de minute, dar majoritatea nu au făcut absolut nimic pentru a o ajuta. Unii nu erau siguri de ceea ce auzeau dincolo de geamurile lor închise, dar nu s-au deranjat să vadă ce se întâmplă. Afară era frig, iar ei se aflau comozi la căldura din apartamentele proprii. Un vecin care în realitate a văzut atacul s-a gândit dacă trebuie să se deranjeze și să ceară altui vecin să sune la poliție. Explicația lui a fost: nu doream să mă implic în asta. Ca rezultat al indiferenței trecătorilor din acest oraș, viața lui Kitty Genovese a fost stinsă în mod violent la ușa apartamentului ei. Iar acum, când ne aflăm în orașul spectatorilor acestei crime, altă crimă are loc dincolo de ferestrele noastre închise. La 70 de ani, după ce nepăsătorii din Germania se plimbau prin lagărele de exterminare ale Holocaustului, un alt val de victime sunt conduse spre moarte. Încă o dată este vorba de răutatea satanică a urii, a violenței și a cruzimii sadice.
Și din nou este vorba de un popor nevinovat, obiectivul fiind distrugerea urmașilor lui Isus, cunoscuți în toată lumea drept creștini, care sunt învățați că atunci când sunt loviți să întoarcă și celălalt obraz, când sunt blestemați să binecuvinteze și când sunt persecutați să ierte pe cei care îi persecută. Aceștia constituie la o mare diferență grupul religios cel mai persecutat de pe pământ. Oprimați, amărâți, prigoniți și asasinați, bărbați, femei și copii, țapii spășitori din lumea modernă. Ne-am reunit în locul cel mai venerat din lume, locul unde se reunesc națiunile. Și în timp ce regi, lideri, ambasadori și delegați se întâlnesc aici pentru a discuta probleme internaționale, în teritoriul a peste 60 din aceste națiuni, creștinii sunt prigoniți de propriile lor guverne sau de către acei în sânul cărora locuiesc. Din Coreea de Nord, Iran, Afganistan și până în Siria, Nigeria, Irak, Pakistan, Vietnam, Indonezia și încă multe altele. În Coreea de Nord, creștinii sunt încarcerați, trimiși în lagăre de muncă silnică, torturați și asasinați pentru delictul de a avea în posesie o Biblie. În Nigeria, populații întregi din satele creștine au fost masacrate. În Orissa, India, 70.000 de creștini au fost obligați să fugă din casele lor. În Siria, 80.000 de creștini au fost deposedați și alungați din casele lor. În Indonezia, musulmanii au trimis 10.000 de creștini la moarte. Și acum, după aproape 2.000 de ani, unele din comunitățile creștine cele mai vechi, cum sunt copții în Egipt, nestorienii și credincioșii asirieni în Siria, caldeenii și credincioșii asirieni din Irak, sunt în pericol de exterminare, de genocid. Cum răutatea celor de la ISIS și a aliaților lor se extinde în tot Orientul Mijlociu, o veche civilizație este anihilată, oamenii lor sunt crucificați, decapitați și îngropați de vii în teritoriul lor ancestral. Vicarul Bagdadului a povestit cum anul acesta ISIS le-a ordonat la 4 copii creștini să renunțe la Isus și să-L urmeze pe Mahomed. Nu, au spus aceștia, ne încântă Yeshua, Isus. El întotdeauna a fost cu noi. Acestea au fost ultimele lor cuvinte, deoarece nu au mai putut vorbi vreodată de atunci încoace, pentru că ISIS i-a decapitat. Am ascultat relatările primilor creștini care au fost duși în arelele romane pentru a fi sfâșiați de fiarele sărbatice și reflectăm spunându-ne cât de sălbatice și de barbare au fost acele zile. Ne întrebăm, ce am fi făcut noi dacă am fi fost acolo? Dacă am fi trăit în acele zile și am fi putut salva viața celor nevinovați, i-am fi salvat? Dar adevărul este că da, noi trăim în astfel de zile. Mai mulți creștini au fost prigoniți, loviți și asasinați în epoca modernă decât în oricare alta. În fiecare an, 10.000 de creștini sunt dezumanizați, torturați sau omorâți și peste 100.000.000 de creștini trăiesc în întunericul persecuției. Este epoca modernă, cea mai sălbatică și mai barbară din toate vremurile. Iar noi, ce facem când creștinii sunt luați și duși pentru a fi devorați? Acest organism însuși, Națiunile Unite, a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului, care declară că orice individ are dreptul de a-și manifesta religia sau credința, învățătura, cultul, practica și asistența. În documentul final din septembrie 2005, paragraful 139 al Adunării Generale a Națiunilor Unite, comunității internaționale i s-a atribuit responsabilitatea protejării colectivităților umane de genocid, de epurare etnică și de crime împotriva umanității. Așa că întrebarea care trebuie pusă este următoarea. Unde sunt toate aceste rezoluții? Unde sunt soldații? Unde sunt toate măsurile adoptate pentru protejarea celor mai persecutați de pe pământ? Și unde este protestul universal? Este o curioasă și morală tăcere. Aceeași tăcere curioasă și imorală care a permis ca 6.000.000 de evrei să fie trimiși la moarte. Nu trebuie să repetăm erorile din secolul trecut. Răul niciodată nu stă liniștit. Aceeași ignoranță care a distrus 6.000.000 de vieți ale evreilor a terminat distrugând peste 60.000.000 de vieți în toată lumea.
răul care a luptat la început contra poporului evreu a fost un prevestitor al dezastrului ce urma să vină. În zilele în care minerii din minele de cărbune mureau din cauza bolii plămânului negru, soluția a fost găsită în canarul din cușcă. Canarul a fost dus în adâncul minelor. Dacă acesta se îmbolnăvea și murea, era semnalul că aerul din interiorul minei era toxic. Moartea canarului din cușcă era o prevestire a pericolului. Creștinul persecutat este canarul din cușcă al lumii moderne. Creștinul este primul obiectiv al răului, care este semnalul și alarma unui rău toxic în lume și un pericol în creștere. Și dacă nu ne vom ocupa de rău când este îndreptat împotriva altora, în locuri îndepărtate, sigur va trebui să ne ocupăm de el când se va îndrepta spre propriile noastre locuințe. Nici o civilizație nu poate fi numită morală dacă nu-i apără pe cei neajutorați de cei care caută să-i devoreze. Nici o națiune nu poate fi numită bună dacă nu face nimic împotriva forțelor răului care îi ucide pe cei nevinovați. Și niciun popor nu se poate numi pe el însuși creștin dacă privește pasiv, de pe margine, în timp ce aceia care poartă numele lui Mesia sunt oprimați și asasinați din cauza credinței. Dacă credința noastră constă în felul în care Dumnezeu ne poate face prosperi și comozi în lumea aceasta, în timp ce ne astupăm urechile să nu auzim strigătele celor care nu sunt în lumea aceasta nici comozi și nici prosperi, frațe și surorile noastre încarcerați și torturați pentru credința lor, cum putem să ne mai numim creștini? În ziua judecății vom fi întrebați, de ce nu ai făcut nimic pentru a-i salva? Și ce vom răspunde? Este scris în Cartea Evreilor. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei, de cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup, Evrei 13:3. Așa că în timp ce noi stăm așezați în fotoliile noastre, în fața televizoarelor, în casele noastre cu aer condiționat, ne amintim de frații noștri care se culcă pe podeaua de piatră în lagărele de concentrare, care suferă din cauza credinței. Ei ne-ar spune nouă acum, dacă ar putea, nu ne uitați în suferința noastră, amintiți-vă de noi. Amintiți-vă de noi ca și cum dușmanii noștri ar veni să vă ia vouă înșivă viața. Nu putem să uităm de ei. Trebuie să-i reamintim și trebuie să-i ajutăm. Ce ați face dumneavoastră dacă în vecini o bandă de delicvenți ar pune mâna pe casa de alături și v-ar lua vecinul ostatic? Ce s-ar întâmpla dacă în fiecare zi acesta ar fi oprimat, umilit, bătut, abuzat, torturat și s-ar planifica moartea tatălui, a mamei și a copiilor acestuia? Ce s-ar întâmpla dacă prin ferestrele casei tale s-ar auzi noaptea strigătele stinse de ajutor și tu nu ai face nimic? Tu nu ai încerca să-i salvezi? Nu ai spune nimic nici vecinilor și nu le-ai cere să te ajute? Nici măcar nu te-ai deranja să suni la poliție? În cele din urmă, cum vei fi judecat oare? Răspunsul este inevitabil. Vei fi judecat ca vinovat, ca fiind imoral. Vei fi judecat ca fiind un om rău. Dar dacă aceștia nu ar locui lângă tine, ci în alt bloc sau poate pe aceeași stradă, dar dacă ar locui într-un oraș îndepărtat, la o națiune aflată la oarecare distanță sau chiar la un ocean distanță, ar fi vreo diferență? Oare geografia alterează sau diminuează în vreun fel responsabilitatea și exigența morală? Nu cred că o face. Așa că dacă bărbați, femei și copii din toată lumea sunt deținuți, bătuți, torturați și viața acestora este pusă în pericol de moarte și avem cunoștință de ei, dacă le auzim strigătele de departe, dar alegem să nu facem nimic, atunci ce vom face noi când vom fi judecați? Vom fi judecați la fel ca fiind vinovați și imoral. Este scris că în ziua judecății vom fi sau nu vom fi condamnați pentru binele sau răul pe care l-am făcut sau nu l-am făcut lui Dumnezeu, lui Mesia. Și când o să-L întrebăm, când s-a întâmplat, Doamne, că nu ți-am făcut bine? Sau când am păcătuit împotriva Ta? El va răspunde, când nu ați făcut aceste lucruri celor mai neînsemnați dintre frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Drept urmare, dacă refuzăm să participăm și să-i ajutăm pe aceștia, cei mai neînsemnați dintre frații lui, ce facem noi? Refuzăm să-L ajutăm pe însuși Mesia. Dacă nu vrem să auzim strigătele lor, nu vrem de fapt să auzim strigătele lui Mesia. Și în acea zi, El va trebui să ne spună,
când poporul meu a fost incendiat în Nigeria, de ce nu ați făcut nimic pentru a mă ajuta? Când m-au încarcerat într-un lagăr de muncă silnic în Coreea de Nord, de ce m-ați uitat? Când ISIS vine să mă moare familia, de ce nu ne ajutați? Și când am fost torturat, când am fost decapitat, când eram îngropat de viu, când eram crucificat, de ce nu ați vrut să-mi auziți strigătele de ajutor? De ce m-ați lăsat să mor? Acum depărtați-vă de la mine, pentru că niciodată nu v-am cunoscut. Când va sosi acea zi, haideți să nu se zică despre niciunul dintre noi că am auzit strigătele lui Dumnezeu și nu am făcut nimic pentru a-L ajuta. În timp ce noi celebrăm această sesiune, alte și alte persoane sunt tratate cu brutalitate, alte vieți se sting. Dacă ar fi vorba de familia dumneavoastră, care ar fi pe punctul de a fi distrusă, dacă viața dumneavoastră ar fi în pericol, dacă fiul dumneavoastră, cel mic, ar fi pe punctul de a fi decapitat și alții ar fi putut face ceva pentru a-l ajuta, dar au ales să nu facă nimic, ce ați gândit despre ei? Haideți atunci să facem singurul lucru corect și moral pe care îl putem face. Așa cum este scris în Scriptură, citat din Proverbe 24:11, izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Nu lăsați să ajungeți în analele istoriei sau la judecata lui Dumnezeu ca un nepăsător care a văzut răul, dar nu a făcut nimic pentru a-l opri, care a auzit strigătele genovevelor din lumea aceasta, dar le-au lăsat să moară acolo la poartă, care a văzut vagoanele de animale ducând nevinovați la moarte, dar a preferat să tacă. Nu fiți vinovați de un alt holocaust. Deschide ferestrele și ascultă-le strigătele. Deschide ușa și du-te afară din casa ta. Deschide-ți inima și viața ta și fă ceea ce trebuie făcut pentru a-i salva. Mesia strigă. Mesia este îngropat de viu. Mesia este decapitat. Mesia este crucificat încă o dată. Salvați-l. Salvați-l pe Mesia. Eliberați-i pe cei care sunt condamnați la moarte. Pentru numele lui Dumnezeu. Faceți ce trebuie făcut. Vă mulțumesc. Precizăm că traducerea a fost și adaptarea a fost după Charisma News, din care am preluat articolul. În încheiere, ce pot să spun altceva decât că în ceea ce ne privește pe noi se impune conștientizare, nu e voie să punem capul în nisip și să credem că nimic nu se întâmplă. Apoi, după conștientizare, mediatizare, spunem și altora, iată că și noi am încercat să vă transmitem dumneavoastră aceste adevăruri dramatice. Apoi, ca și creștini, trebuie să ne rugăm, trebuie să ne gândim la cei care suferă, trebuie să intermediem dacă se poate acționa și prin anumiți oameni în slujbe de responsabilitate să vină în ajutorul acestor oameni, inclusiv guvernele noastre și chiar implicare nemijlocită, materială, ajutorare. Dumnezeu să ne ajute. Ceea ce am spus nu e menit a aduce cuiva groază, frică, ci doar să știm la cât e ceasul. Noi credem că Dumnezeu este în control și suntem convinși că chiar și aceste vărsări de sânge ale creștinilor, așa cum spunea un gânditor odinioară, sângele martirilor este sămânța creștinismului. Dumnezeu are un plan și prin acestea, dar aceasta nu însemnează să rămânem indiferenți față de cei care se află în suferințe. Dumnezeu să ne lumineze ce avem de făcut.